Viața bate ecranele. În primul rând, îți mulțumim foarte mult pentru curaj. Sincer, nu ne-am așteptat. Mersi vouă că ați abordat subiectul și e un subiect dificil, uite. Da, de da. M-am pregătit. E un subiect dificil, dar mersi vouă că l-ați abordat, pentru că în ultima perioadă au existat foarte multe persoane care au mers în extremă și au ajuns la limită. Și, din păcate, nu este nimeni care să ne învețe cum să depășim aceste stări. Noi suntem învățați din școală o grămadă de matematică, fizică și chimie, care, pe urmă, nu ne trebuie niciodată de-a lungul vieții, dar nu ne învață nimeni cum să te isprăvești cu trăirile tale, cu emoțiile și cu problemele din viață. Pentru că viața e mai complicată decât să ieși în stradă, să mergi la lucru și să vii acasă. Uite, noi te cunoaștem pe tine, cea de la TV, și matinal, și telemagazin, și alte apariții frumoase, veselă. Când a fost depresia în viața ta? 2018. Erai la TV? Eram. Cum? Eu la TV sunt din 2009. Cum munceai la TV? Uite, aici apare acea situație în care nouă, probabil, când auzim de depresie și de oameni în depresie, nu ni se asociază asta cu un om care stă așezat pe bordură cu mâinile așa și plânge și nu face nimic. Nu e adevărat. Depresia este foarte ascunsă, de fapt. Un om care are depresie, tu foarte greu îți dai seama de asta. El maschează aceste lucruri. El iese în lume și el dă totul. Probabil asta te epuizează încă mai mult. În momentul în care eu aveam depresie și eu acasă, după cum și-am povestit, eu nu aveam putere efectiv să mă ridic din spate, să merg să mă spăl. Dar eu trebuia să vin și să duc un matinal de 2 ore în care trebuia să facă ei, ce frumos, ce fain. Și eu ieșeam de acolo stoarsă mai ceva ca o lămâie. Asta și mergeai acasă și iarăși cădeai în... Fix acolo, fix acolo mă găseai în același pat. Eu dacă veneam, dacă la 12 vineri ieșeam de la muncă, eu mă băgam în pat și ieșeam de la muncă, din pat, efectiv la ora 5:30 dimineață luni, când trebuia să ies din nou la muncă. Unicul motiv pentru care eu ieșeam din casă era să mă duc la muncă, pentru că asta era obligație. Mai mult nu mă făcea nimic să ies din pat. Cine te-a ajutat în perioada asta? Pentru că îmi dau seama, a fost provocată perioada de oameni și tot oamenii te-au ajutat. Nu pot să zic că a fost provocată de oameni. Este, în general, depresia este o chestie pe care noi singuri ne provocăm. Eu am zis-o asta și de multe ori am zis-o și poate cineva o să se supere pe mine și o spună că nu am dreptate. Depresia este o alegere. Tu alegi dacă intri în depresie sau nu. Pentru că tu ai opțiunea să te iei în mâini, să te ții și să nu te lași influențat de anumite lucruri. Noi dăm prea multă importanță anumitor rahaturi care se întâmplă în jur. Ne punem accent pe lucruri puțin importante, dar facem din ele atâta dramă. Viața este mult mai simplă. Noi încercăm să schimbăm, de exemplu, cel mai grav ce era probabil în viața mea la acea etapă și eu încep să înțeleg acum. Eu încercam să schimb totul în jurul meu, oamenii din jurul meu. Ia ca mie așa îmi pare că e corect, tu tot așa trebuie să faci că așa e corect. Și dacă omul nu făcea, eu nu înțelegeam, dar de ce nu înțelege lumea că așa e corect? Nu e corect asta. Tot în jur era o frază, nu știu cine a spus-o, că dacă nu poți să schimbi ceva, accept așa cum este. Trebuie pur și simplu să accept lucrurile așa cum sunt. Nu, așa este, așa este, gata. Medicamentele. A fost așa, a fost un pas foarte important ca să bați la ușa unui psihiatru și să ceri ajutor. Ți-au zis oamenii din jur să faci asta sau tu singură? Nu, eu deși stăteam cu părinții în acea perioadă, părinții înțelegeau că ceva nu este în regulă și tot mă băteau la cap. Hai mai ieși din casă, hai mai ieși din pat, hai mai scoală, hai că deamu ptoare și ești, ți-ajunge. Dar eu le spuneam cumva că eu sunt epuizată, eu sunt obosită, dar eu aveam senzația că eu sunt epuizată și obosită. Lilu, eu nu înțelegeam că eu am depresie. Eu nu știam. Eu mă gândeam, eu depresie? Nu, dar nici prin cap nu mi-a trecut. Nici spre că eu sunt epuizată, pentru că eu mă trezeam deja dimineața. De foarte mulți ani dimineață și a fost o perioadă când la publică eu mă trezeam la 4, ca la 5 să fiu deja la serviciu. Și mie îmi părea că s-a acumulat oboseală, dar orice concediu pe mine nu mă odihnea deloc. Și eu, deja când am văzut că stările mele cumva deviază de la ia ca așa și nu vreau nimic, până la... Și atunci am ajuns la psihiatru din propria inițiativă, eu ne-am dat seama și mai ales când intervenise și problema cu alcoolul, eu deja am înțeles că nu, ceva clar nu e bine. Și eu m-am dus singură la psihiatru, fără să spun absolut la nimeni.
Am ajuns, am vorbit cu el, când am spus că eu cred că eu sunt bolnavă și mi-am găsit mie toate diagnozele pe Google. Și de asta cum se numește, bipolară, nu știu de care. Eu am zis că eu am două personalități, una lenoasă și alta bolnavă de cap. Și el a spus că asta este o nevroză care se trage de mult timp. Este o chestie care s-a acumulat în timp. Și atunci el a propus sau terapie sau medicamente. Și am spus, eu n-am timp pentru terapie. Eu pot să pierd jobul dacă eu să continui în același ritm. Și eu am luat pastile. Pastilele, le-ai luat și, așa cum ai zis în reportaj, într-un moment ai zis, gata, ajunge, da, mă descurc fără voi. Eu am avut trei tipuri de pastile. Eu am avut antidepresivele, pe care eu le luam de două ori pe zi. Eu am avut un fel de reglatoare de dispoziție, ca eu să nu cad în extreme cu dispoziția. Și eu aveam somniferii pentru că eu nu puteam să dorm, deloc nu puteam să dorm. Și somniferii la început a fost unul, care nu mă ținea, și după asta erau două împreună, unul și prima noaptea când mă trezeam, luam al doilea ca să mai pot dormi un pic, și după asta a fost ultimul stadiu când eu aveam un somnifer, care dintr-o pastilă eu trebuia să beau a patra parte și dimineața mă trezeam ca zombile. Și eu, după ce asta a fost tratamentul, a durat din ianuarie până în iulie, pe data din 1 iulie 2018, eu am sărit cu parașuta. Eu am înțeles că nimic nu are valoare în viața asta, absolut nimic. Și eu am aterizat și a doua zi dimineața eu mă aruncat pastile, eu zic, eu mai mult nu mai beau pastile. Gata, plăcintă, tu poți. Dacă tu ai putut să sari cu parașuta, femeie nenormală și ești, poți să faci și asta. Și poți să vorbești și poți să oferi ajutor acum la rândul tău și cred că deja cu fetele, în general, cu toți, că nu doar femeile, cumva parcă noi femeile suntem mai deschise și vrem să vorbim mai mult despre asta, dar sunt foarte mulți bărbați care se confruntă cu depresia și ei și mai mult ascund asta. Mai grav este faptul că, în general, oamenii puternici au tendința să ascundă ce le se întâmplă. Eu de asta și-am ajuns în această extremă, fiind o femeie care se credea puternică. Eu niciodată nu ceream ajutor. Eu niciodată nu apelam ajutor și nu acceptam ajutor. Chiar în lucruri mărunte, gen să-mi duc cineva pachetele la mașină. Nimic. Eu pot. Eu pot singură tot. Și e foarte greu să ajungi la momentul când să accepți că tu nu poți tot singură. Și tu nu ești singură pe lumea asta. Și mai sunt oameni. Și trebuie să le permiți un ajutor minuscul, elementar, să-ți ducă un pachet, să-ți plătească o cină. Nu te strofoli în pienic, eu sunt femeie independentă. Pe naiba ești o femeie independentă, tu ești femeie. Dar femeia este dată pentru că să fii frumoasă, dulce și firavă. Dar dacă tu te transformi într-un monstru cu testicule, nu mai vrei nimeni nică de la tine. Și femeile sunt cele care cel mai mult singuri pe ele se bagă în depresie. Știi prin ce? Că noi suntem, dar au spus așa, dar orice au avut în vedere, dar dacă să fac așa, dar oricum o să fie. Bărbatul și-o gândit așa, i-o spus. Și el merge mai departe și gata. Și dacă lui e rău, el spune mie, mi-e rău, lasă-mă în pace, nu te apropia de mine. Dar femeia, ui, stai că el a spus, nu mă apropie de dânsul, dar dacă, dar ce înseamnă asta, poate are pe altă, dar poate nu știu ce. Scenariste. Și noi suntem Hollywood-ul zero pe lângă imaginația noastră. Și iată, noi singuri ne băgăm mai adânc în depresie. Femeilor, lăsați gândit-o, trăiți viața. Iată, cu așa mesaj ne dă așa o palmă să ne trezim, Tatiana, mulțumim încă o dată. Vezi că tu te-ai pregătit să plângi, dar ai fost așa de bravo. Ai zis totul așa pe de dreptul, așa cum trebuie să fie. Chiar și așa, întotdeauna când avem senzația că vrem să plângem, trebuie să plângem. Și eu când simt că eu sunt prea încărcată și simt că deja ajung la limită și devin iritată, eu pun un film de jale, dar de jale, de jale. Eu un teanc de șervețele alături și boșesc până scurăță tot organismul. Asta este un fel de detox. Și după asta mă trezesc. Ia uite ce frumos afară. Ia uite ce frumos afară. Iată așa. Ar trebui să... Ia uite ce frumoasă este viața în genere. Asta ar trebui să înțelegem cu toții. Mulțumim încă o dată. Să ne îmbrățișăm în scurt timp.